4, 5, 600! Ce faci, mă? Pup Gresia! Ah, flotări! Bine, mă, astea sunt flotări? Mă, în loc să vii tu să faci mișoata de mine, mai bine ai pune și tu să faci două trei flotări, chiar ce burbihan ai făcut. Bine, mă! Tu ți-ai lăsat barbă, eu mi-am lăsat burtă. Mă, dacă vine războiul, noi nu suntem în stare nici măcar să fugim, mă. Mă rog, eu nu sunt stare să fug. Ce război, mă? Cum ce război? N-ai văzut? Rusia cu Ucraina. Ăștia ne omoară pe mă. Câte, mă? astea s povești, mă. Și ce rezolvi tu cu trei flotări? Treaba ta, Nicule... eu vreau să fiu în formă. Că în caz de război, eu nu vreau să fiu carninit. Bă, la cum arăți, poate o slănină de tu. Uite-te, mi-a luat și costum, e camuflaș, mă vezi? Ha? Nu te văd, nu te văd. Și vreo tri companii nu s-ar vedea din spatele tău. Nu, ești bine așa, ești bine așa. Hai mă, termină cu prostiile astea. Lasă-mă, Nicule, că am văzut eu pe internet niște tutoriale, cum să te pregătești în caz de război, da? Bă, poți să zici că am făcut armata. Bă, tu ai făcut armata la chiuvetă, mă. Hai, lasă-mă, ce știi tu despre lupte? Că tu ai prins războiul de la Posada. Bă, eu am prins bătălia pe gratis când s-a deschis supermarketul. Mi s-a rupt fâșul, tricoste fisurate. Dar e și victorios cu două tigăi în mână. Mare erou e și tu, mare erou. Bă, să știi că eu spre deosebire de voi mai știu un pic de rusă din școala generală. Harașo, Vidania, Nuzaiț, Spagadi. Păi vin rușii la noi, nu se leagă de mine, că le spun. Haideți să vă arăt ce am cumpărat de la voi din piață, de la ruși, de la tarabe. Drujbe, casetofoane, Ciocanul de bătușnițele. Cu ciocanul de bătușnițele vrei să ieși la ruși, Hai să fim serioși, că noi în România nu avem armată, mă. Doamne ferește de un război, cu cine stăm noi în prima linie? Cu livratorii de mâncare? Casca în cap, masca pe figură și ranița în spate? Că noi mergem la război! Lu în cu noi. Oricum o să fie un război hibrid, da? Și cu internet, și cu... Cu Instagram, cu Instagram. Punem pisicile la Insta Story să speriem armata rusă. Miau! Să ducă ăștia. Bă, oricum mie nu mi-e frică de mama Rusie. Mie mi-e frică de tata Putin. Lasă că vin americanii. Și 50 de ani am așteptat pe americani. Bă, nu venit. Ăștia sunt mai încet decât ardelenii. Și așa dacă vin rușii, după noile restricții, trebuie să stai 10 zile în carantină, da? Bă, ultima dată când ori veni rușii în România, ori sta 47 de ani în carantină.